ATP dezvăluie secretul din spatele contraatacului lui Iohannis Ianu în marea rupturi din coalie, se dorete dictatura clasei ciorditoare. Cristian Tudor Popescu e de părere ce președintele Klaus Iohannis continuă campania electorală prin trimiterea pachetului legilor justiției la Curtea Constituțională. Mesajul nu e pentru judectorii CCR, e pentru noi, pentru opinia cetățenilor, a declarat jurnalistul la Digi24. Când hotrete ce adversarii se i-au adunat suficiente prostii ticloi, iese la atac. Asta s-a întâmplat cu doamna Dencil, despre care tia foarte bine ce este o nulitate, dar a acceptat-o ca premier. Acest pachet este o încercare de protejare a hoilor de partidii de stat, acest demersul președintelui este perfect justificat, dar face parte din această campanie electorală pe care a început-o președintele. Să vedem ce va face CCR, poate să invalideze parial niște aspecte din legi, poate să le treacă. Ce va face, părerea mea, le va valida parial. Toate acestea contează pentru capitalul politic pe care începe să le acumuleze bob cu bob domnul președinte. Se gândete la imaginea atacând acest pachet de legi ticlos. Fisura se poate produce între domnul Dragnea și domnul Tăriceanu. Domnul Tăriceanu nu s-a mai repezit să spun ce domnul Iohannis este trădător, dar este clar separarea lent care se produce între Dragnea și Tăriceanu. Având în vedere posibilitatea ca Tăriceanu să candideze la prezidențiale. Mesajul nu e pentru judectorii CCR, e pentru noi, pentru opinia cetățenilor. Acest mesaj către CCR, precum și cererea de demisie a doamnei Dencil, nu se fac pentru adresanii lor. Sunt făcute pentru opinia publică, care îi poate forma o idee. Dacă ar trebui să mai se rebetorim unul mai muncitoresc cu unul mai ciorditoresc. Tot ce face parlamentul majoritar PSD cu justiția reprezint protejarea hoilor din pucerii, dar ia hoilor în liberi. Se dorete dictatura clasei ciorditoare, a declarat CTP la Digi24.